Ministrul Sănătății a stabilit că managerii de spitale au obligația de a întocmi până la data de 15 august 2013 planul de măsuri organizatorice și administrative pentru încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Managerii spitalelor au participat la o întâlnire la instituția prefectului, unde au fost discutate problemele financiare pentru acest trimestru. În urma întâlnirii s-a stabilit faptul că pentru această perioadă unitățile spitalicești din județul Suceava se încadrează în bugetul de venituri și cheltuiele aprobat. Prefectul Florin Sinescu a atras atenția managerilor spitalelor să urmărească permanent realizarea măsurilor stabilite pentru încadrarea în volumul de cheltuiele aprobat și în același timp să dispună măsurile necesare creșterii veniturilor încasate, astfel încât calitatea actului medical să satisfacă așteptările populației județului. Făcut o analiză pe cele 8 mari unități spitalicești de la nivelul județului Suceava. Sigur, lucrurile sunt în acest moment destul de bune. Sunt câteva necesități financiare care au fost transmise la nivelul Ministerului pentru a completa diverse programe și sigur suntem convinși că aceste lucruri vor fi finalizate astfel încât să fie acoperite necesarul de sume pentru lunile octombrie și decembrie. Deci, practic, pentru perioada imediat următoare sunt asigurate fondurile pentru buna funcționare a unităților spitalicești și sigur cu toți managerii de spitale am discutat posibilitatea și sigur oportunitatea de a mări ceea ce înseamnă zona de servicii pe care le prestează unitățile spitalicești pentru a-și putea crește veniturile din surse externe și bineînțeles acestea pot fi realizate doar prin realizarea unor servicii suplimentare și totodată pentru acordarea asistenții medicale în regim ambulatoriu, astfel încât toate aceste cheltuieli să fie cât se poate de mici, astfel încât să putem asigura servicii de calitate pentru toți cei care se adresează unităților spitalicești de la nivelul județului Suceava.